Bună ziua, florile în grădină. Grădina toamnă. O zi frumoasă și însorită de toamnă. O zi frumoasă și însorită de toamnă, după ploi. Și buruien, bineînțeles. Ea nu face parte. Ea nu face parte din recoltă. E doar de decor. El e băiatul Bibi. Bătăușul. Miki, Miki, ia uite-te la mine, uite-te la cameră, Miki. Așa, Miki, bravo, Miki. Miki, de ce îmi dai târcoale? Vrei să mă ciupești? Miki, Miki, ia uite-te la cameră, Miki. Miki, să nu mă ciupești. Vii după mine, da, vii după mine. Încă o Bibi. Încă o Bibi. Și încă o dată Miki în obiectiv. Mai multe Bibi.
Bibi! Bibi cu minte? Ea e cea mai cu minte, Bibi. Ea e cea mai cu minte, Bibi. Liberă și e tare cu minte. Cele mai cu mințele, Bibiliți. Asa, Miki. Cele mai cu mințele, Bibiliți. Miki! Miki! Uite de la mine, Miki! Lasă, dragule, ții! Miki, ce-i? Pe semne că a văzut el ceva. Grădina toamnă. Cartofii au fost culești, ceapa a fost culeasă, salata a fost culeasă. Sfecla a fost culeasă. A fost un an bun. Fasolica pusă. Este a doua oară când pun fasole. Fasolea pusă în luna... Fasolea pusă în luna... iulie, la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. Și e plină de floare. Este extrem de frumoasă, sper să și rodească. Sper să și rodească. Și să se mențină frumoasă până la sfârșit. Sunt și pline de afide, unele plante. Unele păstăi de fasole, unele, nu păstăi, fasole în general este cu afide, după cum se observă, dar le-am spălat pe fiecare și au dispărut, acum au reapărut. Trebuie spălată fiecare plântuță în parte. Pur și simplu, cu stropitoarea o spălată bine și pierd până la un timp. După care vin iar furnicile și afidele și spălată continuu. S-au stropită cu apă cu urzici, apă în care au stat urzicile cel puțin 2-3 zile. Ești de aici, fugi de aici, fugi, 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 nu veni după mine, nu veni după mine. Și vinetele, cât de frumoase sunt.
Niște frunze mari vinetele, mai mari decât palma mea. Sunt vinete albe, anul trecut mi-au făcut, erau pline de vinete, micuțe, cât palma sunt de mici, și ovale, și grăsuțe, dar extrem de productiv. Dintr-o tufă, o tufă cred că o făceau, le-am pus și târziu, dar cred că rodeau până, au rodit până în octombrie, când a venit frigul. O plantuță cred că de cam 10 vinete. Aici am două, doar două mi-au ieșit. Unele s-au uscat. Foarte frumoase. Vinete negre am pus și nu mi-au ieșit. Mi-a ieșit foarte greu, dar s-au și ofilit. Ne-au rezistat la transplant. Și vinetele albe mi-au ieșit toate. După 5 zile mi-au ieșit, mi-au încolțit.